Tranziție. Ma. Bine v-am găsit la un nou live. Uitați dacă parcă web-ul prea mai aș prea pus așa, ia să vedem. Așa. Bun. Avem aici așa toate. Hai să băgăm și niște muzică. Din nou de aia e chill, așa cum ne place nouă. Vă salut pe toți care sunt acum pe live. Avem un like, curaj să facem noi 10 like-uri cum mai rapid. Ia se aude muzica. Ia să văd. Hai că se aude, cred că e ok. Bun. Mamă. Din păcate nu mai putem continua cariera cu Șumudică, ăsta cariera cu Gaziantep, pentru că da, Șumudică nu mai e la Gaziantep. Dar putem noi să luăm aici la Naționala României. Fie de aici, Nabelea. Nabelea aici cu Naționala României, că o să fie fain rău de tot. 5 persoane pe live, hai că până la urmă vă că încep să se strângă persoanele, dar tot, cam greuț, nu prea le are eu cu notificările, vă dați. Bine, începui și eu live-ul cam din scurt, cred că trebuie să pun un anunț dinainte, eventual. Este un pic așa. Dacă aș da asta să fie mai alb. E, fac mai bine așa. Da. Bun, hai să facem noi eventual echipa. Cum aș vrea să fie echipa? Te avem aici Hagi, aici în față. Bun, a făcut 77 Hagi, ești nebun. A apărut pe Hagi, dar ce cu fața asta lui din joc? What the fuck, man, de ce? De ce? Da, nu mai zic nimic. Mă avea Nedelcearu și burcă, fundaș. Mai Kindriș, că stă bine pe Kindriș. Bă, dar uite că burcă... Na... Bă, bune. Fie că burcă e mai slab ca Nedelcearu. Atunci jucăm așa. Ești Moruțan, mamă, câți avem pe aici. De Moruțan în locul lui Budescu. Maxim... Nu știu ce facem și cu Maxim. Maxim, unde ești Maxim? Unde te pun Maxim? Acolo Boboc. Panțurul cât are la pace. Mamă, cât de stă bine panțurul, dar nu stă pe shooting. Foarte bine și pe dribbling. Hai că jucăm și cu panțurul mes, să vedem cum o fi. Aici are potențial panțurul mare? Sau ce? Parcă avea 70 overe înainte. Hai să punem și un... Na, nu mai pune nimic, ești nebun. Băi, avem prea mult jucători bune aici, bă, nu știu pe care să-i pun. Uite, bă, de aici. Stanciu oricum nu mi-a plăcut cum a jucat, îl lăsăm pe Stanciu pe bancă. Bă, stăință că jucăm cu Bălașa, bă, care 71 la pace. Bă, facem așa, mă. Ia uite, schemă. Schemă. Na. Oricum, până asta, hai să simulăm. Oricum, de simulăm. Antena sezonul cu ăștia. Dați un pic să iau și apa. Să am aici apă. Băi, nașpa, pentru că dacă rămânea să iei și mudică la Gaziantep, noi acum regream în Europa League, pentru că vă zic că am început foarte bine. Expiring, am înțeles. Stai să vedem, poate reușim să mai lăsăm pe Budescu aici ca să nu iese din formă. Că luăm totuși pentru Naționala, nebunii. Ia, unde e, mă, Budescu? Budescu. Ia, uite-l. Te dăm și mai mult chiar. Accepti? Acceptăm. Lăsă pe ce loc suntem în campionat. Nu, pe 8. Dar cred că suntem în Europa League pentru că am câștigat cupa, dacă nu mă înșel. Ce se blocă? Ah. Uite, dacă mergem acum la cupă. Uite, am găsit cupa. Deci am fi în Europa League, chiar în Champions League, cred. Păcat, bă, că nu mai ai Șumudică la Gazian. Te bom, viață, mare păcat, pe bune. Era mai Caterinca, acum era așa. Nice. Asta e acum ce să faci. Football is back.
Vedea, chiar nicio amplificare așa. A, bă, să mai cred că asta mult. Luăm pe ăsta, oricum mă interesează că... Nu, nu te primești pe la tine, pe oricum ieșim după aceea afară. Ce să fac acum live? Ia să dăm aici la calendar să vedem când încep naționalele. Dacă o și arăta. Hai că nu arată, am înțeles. De ce nu arată? Na, ne apucăm stimulă mai încoace așa că poate te să arate. Hai că începurăm bine în prima ligă. Dacă e ceva. Alea fără friendly, am înțeles. Uite, vreau să vină zonele mai repede, mă. Cred că trebuia să simulez înainte chestia asta. Nu mai e galul face mine, bun, dar nu mă interesează în cantor, că nu mă interesează. Nu mai fac niciun transfer, n-are nici rost. Poate ia să un pic. Mă gândesc. Pun stop, știți de ce? Pentru că... Ia să zic care e treaba. Oh, ok, trebuie să vină. 2022 calificări, am înțeles. Codrean, nu mă. Lipec, așa nebunii, papam. Avem 8 milioane. Haide așa. Parcă aș mai lua un jucător român ca să-l creștem. Coman cât e? Mamă, cât e Coman, tată. $22 de milioane, ești nebun. Mihaela cât e? Dar Mihaela nu scrie, că nu mă l-a scautat. Că da. Hagi? 19 milioane, am înțeles. Pur că e 2 milioane și ceva, dar el oricum nu cred că mai crește. Are 29 de ani, pur că ești nebun. Credeai că mai e tânăr. Da, hai că mai luăm pe nimeni atunci, că da. Sau, ia stai așa. Dacă facem așa. Dăm squad hub. O, a, că zic că putem să dăm development aici. Păca, bă. Uite, rolul crucial, important, important, rotation, important. Bă, ești nebun, îți dau rolul și la națională? Bă, nu știam pe asta, mă jur. Mă jur, nu știam. Hai să simulăm iarăși, că da. Trebuie să... Bă, durează asta, e durează. Oh, să zic că tot friendly e, mă? Ba nu, nu e friendly. Nu e friendly, nice. Acum hai că simulăm decât partea asta. Hai să simulăm aici, pac, pac. Uite, suntem în primele 5 în campionat, ești nebun? Joc-o pe asta. Da, mă. Mă duc.
ofertă pentru Băluță la Bologna. Na, na, las. Mai bine las. Hai, stimulăm ăsta că oricum nu ne interesează. Și acum trebuie să vină naționalele. Mamă, să fie interesat de tot. A, se tine probleme de transfer, am înțeles. N-am făcut absolut niciun transfer. De ofertă pentru Maxim de la Spaniol. Băi, Spaniol cred că e în prima ligă, nu? Sau în a doua? Bă, cred că e în prima. Bă, nu știu, hai să ne uităm. Că dacă e în prima, l-aș lăsa pe Maxim să se ducă. Așa, parcă ar fi frumos la Spaniol, așa, prima ligă din Spania. Ia să vedem aici. Nu, other leagues. Amă. Până găsesc eu Spania. Mamă. Amă. Liguan. Acum trebuie să fie. Nu e, acum trebuie să fie. După Italia, acum. Na, bă. Unde e, mă, Spania? Hai să la Liga, iar la Liga Antici, cum e pe aici? Voluntarie pe primul loc. Da, nu mai am cuvinte să zic despre jocul ăsta. Nimic. Ia, a, bă, verem, așa mă, la Liga, aia să uităm de Spaniol, nu cred că e, nu? Da, e în a doua, nu. Nu-l dăm atunci pe Maxim. Dacă era de primă ligă, îl dădeam pe Maxim acolo să joace, să fie nebunie, dar așa, de Liga a doua, nu. Prima ligă acolo trebuie să fie. Liga a doua n-are cum, nu merge. Încă o ofertă de cap, mă. Ba, Băluță, transferul, am înțeles. Nu mă interesează oricum. Colici. Oferta la Braga, nici asta nu accept. Pe un român eventual să vină, să ducă într-un campion mai bun. A, înțeles. Tururu. Aia sunt niciunii 5 pleacuri acolo. Ia uite, bă, ne scăzut OVR-ul, păi de ce tată? Busca un monthly report. Dos Santos. Hai, luăm și pe el. Mamă, ce grupă avem să-mi bap. Bă, nu e atât de grea. De fapt, nu e atât de grea, am putea să fim pe locul 2. Hai, Franța zice că e greu de bătut, dar am putea așa. Așa sunt pentru campionatul european, calificările, când mă uită-i. E că, cred că da, Europe Cup, presupun că înseamnă.
Nu? Gata, mai uite aici. European Championship Qualifiers. Da, da, ăsta e. Cu Finlanda. Jucăm cu cea mai bună formație. Ia să ieși cu Bradu, Manea, Kindriș, Bălașa, Panțăru, Cicâldău, Marin, Man, Hagi, Coman și Andone. Eu zic că pe ca cea mai bună formație posibilă. Dacă e în episodul 2 mai intră un Moruțan, un Băluță, un Maxim, un Mitriță, vedem. Budescu, mama, a scăzut mult Budescu, asta e. Mă, nici Maxim nu mai stă bine așa pe pace și pe... Da, măcar are 5 cu 5 Maxim, tată, mâncați 5 cu 5, tată. Și ce zic, 5 cu 5? Ce echipamentul finlandez e nebun? Hai, play match! Șumudică, primul match la națională pentru Șumudică. Trebuie să fie interesant. Amă, mi-a părestat. Te zapea era Radu cel frumos, cum îl zicea ăla. Gata, mă. O, oh, salut la amândoi. Oh, mamă, se antrenează jucătorii aici frumos. Bă, ce cu stadionul ăsta? Nu dau moderator scuze. Adică am moderatorul doar la prieteni. Nu prea se aude imnul. Sau nouă știm. Sala am pierdut ceva. Bă, nimic. Acum începem primul meci cu Finlanda. Bă, da, văd că acum, de-abia acum începem, mă, să intre lumea după jumătate de oră. După ce... Oh, gata. Bă, dar eu n-au din, nu, tată. Am făcut 15 like-uri. Bun, tank. Mă, dă mai tare ambienț, așa. Cât a costat FIFA 21? Bă, am dat 2 milioane jumate eu pe el. Bine, acum mi se pare că s-a ieftinit, e 1.800.000 sau 2. A, gata, mă, se aude un pic, dar am și muzica pe fundal, acum mai greu să o opresc. Bă, îmi place că aproape toată echipa noastră națională are fața în joc, dacă vă uitați. Nice, mamă, ce moacă de... Am înțeles. Primul meci din acest live și primul meci din această zi. De ce se mișcă așa, what the fuck? Bă, ce se întâmplă? Stați un pic, să faci niște zătări. Stați așa. Ok, e ciudat, pentru că nu mi se mai întâmplă de mult să se miște așa. Ia stați. La muzica mai încet. Hai cu de lui. Acum ar trebui să se miște mai bine. Și asta să văd. Mi se pare că cred că am bitrate-ul prea mare pe live. Ba nu, e calme. Ce echipament prefer, Nike, Puma sau Adidas? Bă, sincer, chiar nu știu. Am de toate trei prin casă. Dar n-am o preferință așa. Ia să vedem dacă se mișcă mai bine. Gata, bă, hai că începe să se mișcă mai bine. Cred că fără la început, așa, știi că n-am mai jucat de mult, n-am mai făcut live de o săptămână. Pa nu, de două săptămâni n-am mai făcut live. Băi, ești nebun. Ce-a trecut timpul ăsta.
Hai să vedem, sper că n-o să avem probleme cu finlandezii. Adică ce puțin așa ar trebui. Dar văd că joacă nebunii în paste. A, Puki. Mamă, Puki, ești nebun. Coman, hai. Cicâldău, te-ai dus, tată, te-ai dus. L-ai văzut pe Coman. Du-te, Florinele. Du-te, Coman. Florinel. Sua, e corner, e bine, e corner. E corner. Nu e. Bă, da, nu, da, nu fu. Bă, da. Nu înțeleg cum s-o să minge așa atunci. Da. Nu mai are nicio logică jocul ăsta. De ce este capitan Florin Andoni? Nu mai comentez. Mamă, Puki. Puki, calmează-te, Puki, calmează-te. Cum se te cheamă, mă? Puki, Radule! Mamă, ți-a scos-o. Prima ocazie importantă a Finlandei, trebuie să avem grijă. Hai, Hagi. Bună asta, Hagi. Și că-l dau aici, la panțărul. Hai, panțurile, care vitează. Le-a văzut. Nu, e offside, e offside, e offside. Păi până la pasa. Camara. Bă, sunt câțiva așa mai cunoscuți, văd, și la finlandezi. Bună asta, nu e mai bună. Mă, cum n-ai mai luat mingea și o luat înapoi, la de rapid? Eu și mă gândeam că faci leva așa de devreme. Bă, știu și probabil de-aia nu intră lumea așa repede. Dar na, mai am niște treabă după aia. Și de-aia este să fac acum live. Hai, Florinel! Florinel, blocaj, panțărul. Până ajunge panțărul al meu să-ți bagi piciorul, las că e tot pentru noi, e bine. La mine ninge. Hai să zicem în continuu încă. Bă, nu-mi facem ciudă, tată. Nu-mi facem ciudă. Bine, și la noi a nins în Craiova zilele astea. Dar ninge 2 zile, după aia 2 zile e frumos. Și după aceea, stai aici, să vedem. Pum, băgați piciorul. După aceea iarăși ninge 1 zi, după aceea iar 2 zile e cald, nu știu, e foarte ciudat. Tu puțin ții cu ăsta, cred că din Liga 1 sau cea din Liga 2. Bă, sincer, țin cu amândouă echipele. Nu mă interesează care e cum e, pentru că, na, atât timp cât echipa e din Craiova, eu țin cu ea. Deci dacă stăm să o luăm așa, logic, acum sper să nu se supere nimeni, continuu, stai mă. Aia care trebuie să continue, ar trebui să fie aia din Liga 2, pentru că, na, așa rămăsese, dar acum depinde. Dau cum țin cu ambele, că na. Mi se pare o prostie să fii din Craiova să nu ții cu ambele. Că nu suntem cu Rapid, Dinamo sau Steaua. Nu. Să mor tu că ăsta fugol. Mă, cum? Radule! Bă, te dau afară. Mă, cum să-și ia golul ăsta? La colțul scurt, așa. Nu știi bine să închizi colțul. Asta e. Ne foite și tu. Lasă că revenim noi. Am încredere. Hai, Coman. Andone. Hagi. Hai și tu, man. Bun asta. Du-te, manea. Du-te. Centrare. Bă, am respins asta. Ce trădător, trădător, ce trădător, mă, ce-i? Ce vorbește șumudică? La ce trădător șumudică? Nu știu. Sau pe ce vorbește? Da, nu mai am prins.
Așa că am PS4 sau Xbox One 300. Nu există Xbox One 360. E Xbox One sau Xbox 360. Sau nu știu, PS4, sincer. Pentru că acum eu sunt bani de PS5 și am alea cu donațiile, dar cred că s-a făcut, am văzut că ci că s-a fi făcut 40 de milioane cam așa și hai că mai strâng atâția bani pentru PS5. Cred că mi-au promovat un PS4. Sau upgrade la PC eventual, dar mai bine mi-au o consolă, sincer. Face niște schimbări. Nu știu pe cine să bag, tată. Băluță. Man, nu jucăm, nici nu vă zic pe teren, pe mane, ești nebun. Hai, tată. Nu spune că ajunge la pasa aia. Mă, bălașa. Ce viteză de Puchi, ești nebun? Bă, Puchi. Bună asta, Andone. Hagi. Mă, Hagi, până... Bă, dar... Ce se mișcă așa de ciudat? Se vede că s-a schimbat gameplay-ul. S-a bat piciorul. Că nu prea am jucat acum după noul update. Na, uite aici, gol. Ce să le faci, tată? Și e Finlanda, tată, e Finlanda. Dacă jucăm acum cu Franța, cine știe ce se întâmpla. Nu te joc pe Legendary, ce naiba? Hai, facem niște tactici. Poate niște tactici, că nu se poate. Cu ei ne cu Finlanda, cu Dumnezeu, ce naiba? Mamă, ce spui? Bă, cu tacticile ăștia. Când mai postez crearea cu creava 21? Luni, adică mâine. Mâine apare episodul nou. Mamă, dar nici pasele nu le mai dau ca lumea. Mă, ce se întâmplă? Asta e. Hai, băluță. Băluță, gol, mă, băluță. Bine, mă, băluță, hai. 2 la 1, revenim. Asta am încredere. Mă. Bine, mă, ci că-l dau. Ce? Nu mai e bine. Nu mai e bine că o recuperă prea în sus. A, mă tâmpi puchii ăsta. Lasă că se scurcă bă, așa bine. Panțărul. Hai, coman, fugi, panțărule, fugi. Fugi, că ai viteză, panțărule, fugi. Ia uite acolo, pasă bună. Aoleu, ce pasă bună, mă, bine că rămas la noi. Marin, Andone, Cicâldău. Hai, Hagi, Hagi, Hagi. Ciutează, Hagi. Pu, băgați-i piciorul, apără portarul ăla. Mă uit pe mes. Ia să-ți o schemă. Cicâldău, am înțeles. Aoleo, ce respins ăla. Hai, hai, duc capul, bine. Cicâldău. Nu la manea, bă, ce să-i dai romanea acolo? Doi înapoi lui Cicâldău. Bun. Bun asta, Coman. Coman. Îți va Marin. Vă luăm Marin înapoi. Coman. Nu se poate, nu se poate. Ce, bă, vere. Păcat, ce fază frumoasă am făcut. Aia facem o schimbare. Mai facem o schimbare. Mitriț aici în față. Și Maxim îl urcăm aici. Marin îl punem mai așa, mai acana. Pe... Amă. Uite și tu. Amă. Cum mă bun. Hai, tată. Păi cam așa o să fac cu clipul de mâine.
Aici Coman, bun asta, Andone. Andone, 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 Andone. Ce făcut pasă aia, Andone. Trăiască ție, Andone. Mă. Ring, ring. Și caută ring la ăștia. Bine, e finlandez, dar bă, de asta caută. Aia, Andone, măcar asta două ca lumea. Bine, asta Mitriță. Nu vreau să fac aia, dar e bine, tot la noi. Nu, nu încolo, mă, nu încolo. Hai, Andone. S-opri, bă. Ies sus de curătare cu succes. Ce mi-a pun, mă? Ce se întâmplă? Ia spuneți, se opri cumva levo un pic? Sau... este așa. Pe telefon văd că nu se opri. Mi-a părut dreapta cu OBS-ul s-a deconectat și după aceea iar s-a conectat. Ciudat. Văd că nu, nu are probleme. Bine, Bălașa. Hai, Bălașa, ajunge la aia. Hai, bine, Bălașa. Hai, Andone. Hai, Andone. Băluță. Hai, Mitriță. Du-te, Mitriță. Mitriță. Băluță. Maxim. Înapoi la Băluță. Ah, n-am... acolo, cu cine? Andone, nu, bă, vire... uite și tu. Eee... Andone. Maxim, din nou, Andone. Andone, Băluță, Băluță, nu Băluță, nu Băluță, nu așa Băluță. Vreau nu să o prea, e bine atunci, bă Băluță, tată, nu așa. Aici ai pe ultra attacking că te să marcă neapărat gol, că e belea după aia dacă nu. Marcăm. Ce iscă de lui Marina, mă înțeles. Mamă mea. Bă, ce ocazie mare, tată. Hai, Coman, ia să la cap. Bine, Coman. Mitriță, bun asta. Andone. Maxim, Maxim, Băluță. Băluță, gol, Băluță. Bine, mă, Băluță, tată. Bine. 2-2. Dublă Băluță. Asta e, mă. Bă, vede, ăsta mi-a dat gol în ultima secundă. Hai că mai dă un, să mai dea un. Dacă mai dăm cu un gol în ultima secundă e... bă, omul, e nebunie, ești nebun. Hai, Coman. Comane! Fii la mai tu de Mbappe cu becalii tău cu tot. Și că fluier ăsta. Da, 2-2. 2-2. Bă, egal în deplasare totuși. Jucăm în deplasare. Da. De la, bă, revenirea de la 2-0 totuși. Gata, de acum încep cu Băluță. Dacă e după aceea, îl bag pe Man. Iar oferte la ăștia, loan offer. Ăsta ce vrea Recodean? Am înțeles. A, ideea cu loan to buy nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează. Nici mă uit la ăștia. Nici mă mai uit. Acum să vedem cu ce echipă jucăm, pentru că o să fie belea, cred că. Sper să nu fie Franța. E Bulgaria, mamă, cu Bulma. O să fie rupere. Suntem pe locul 3 cu un punct, am înțeles. Bă, pierdut Franța? Nu cred, pierdut Franța, ești prost? E bătut Polonia sau Rusia? Bă, ești nebun? LOL. Team management. Deci da, Băluță. Hai să facem tacticile. Văd că nu sunt alea bune. Bine, aici e bine. 4. Așa. Aici e normal.
instrucțiuni. Dimă. Nu come back, nu come back. Asta get in the box. Get in the box. Da, cover wing. Și unde e, mă? Stay back. Cover center. Mania. Stay back. Panțărul, stay back. Hai să punem și El Capitano. El Capitano trebuie să fie. Vai de capul meu. Nu știu pe cine să pui capitan, că avem... Cred că da, Andone, că e cel mai bătân teoretic. Ba nu, punem pe Radu, bă. Ba nu, pe Hagi îl punem, capitan. Hagi trebuie să fie El Capitano. Și... Nu. Hagi la free kick sau... Ba nu e mai bun, ba nu, ci-l dau. Aici am Marin. Și vedem așa. Băi, și cred să mă echipa asta până la urmă. Tot așa. Seaba nu mă... Să nu știu cum facem. Coman. Băi, nu știu la pis Coman, stă ca lumea Coman. Să știu că cu Mitriță în locul Hagi aici. Nu știu cum să fac. Sincer. Cum să jucăm? Sau cu Maxim? Ba nu, lăsăm pe Hagi. Vedem după aceea să mai avem în repriza a doua ca lumea. Nicolav, Ciorba... Bă, Ciorbazinski! Bă, ești nebun! E capitan la bulgari. Ciorbazinski, bă, ce... Dimitrov? Nu spune că e Dimitrov ăla de la noi în Liga 1. Ok, hai dăm play match cu Bulgaria, trebuie să fie șmecher. Hai, tata. A, uite, Marinu, cum se antrenează. Nu uitați, domnul, și acolo să intre mai multă lume. Ca să fim aici cât mai mult, să discutăm forța acum despre Șumudică la Națională. A început Șumudică. Bă, nu pot spune nici cu stângul, nici cu dreptul. Așa a mers normal, că un egal așa cu Finlanda, nu știu. Da, se putea mai mult, dar na, acum ce să faci? Ia, bă, ești prost? Ce coreografie cu Hagi! Bă, ești nebun? Nu știam pe asta, mă jur de știam. Du-te, bă, ce șmecherie! Bă, ești nebun? Coreografie cu Hagi! Bă, lasă-mă, acum trebuie să-l arate prin tribune. Lasă-te să dea Ianis gol. Uite-i picioarele. Bun, hai că nu mă interesează imnul Bulgariei. Hai, tată! Andone, calmează-te! Bun, Hagi. El trebuie să dea gol. El trebuie să dea gol. Am încredere că el dă golul, pentru că... Făcută coreografie cu Tasso, el trebuie să dea gol. Hai, ce căldău bun asta. Marin, Andone. Hai, Andone. Aoleu, Andone! Nu mai dau pase cu Andone. Nu mai combin cu Andone. Cupează Kindrish, bine Kindrish. Hai, Andone! Pasă pentru Hagi! Hagi! Gol, mă, ce vă zisei, mă, că el dă gol! El dă gol, mă! Capitano, pentru că, da, altul nu mai e, Kirikes nu mai este, Tătărușanu nu mai este. Hagi marchează aici, pe la urmă de două, Andone, o pasă foarte bună. Și deschidem scorul cu Bulgaria. Așa da, bă, așa da.
Bine, nu fu chiar atât de bună, dar fu. Bine, bă, Hagi. Dar aici are numărul 8 Hagi, bă, vere. Aici are numărul 8 Hagi. Aici are numărul 10. Cred că are maxim numărul 10, a? Și nu joacă. Malinov. Ciorbazischi. A, bă, Ciorbazischi. Mamă, Ciorbazischi. Cum te chem, bă, Ciorbazischi? Bine, na, probabil în țara asta n-are nicio chestie. În România. Ciorbe nebunii. Cicâldău. Bună asta. Andone, înapoi la Cicâldău. Ai Cicâldău, bună, înapoi, Andone. Din nou Cicâldău. A, nu, că e nopsa, e nopsa, băgați picioarele. Haide, bună asta. Hagi, Hagi, bă, de ce nu intrăm asta? Trebuia să intre. Trebuia să intre, bine, că puteam să pasezi acolo. Că era cu poarta goală, dar nu mai contează asta. Aha. Craiev. Am mai copiardus-o, pierdus-o, se copiază Zvan Marin, bun asta. Andone. Fugi, Hagi. Lasă, nu mai fugi. Marin. Pentru Băluță, te-ai dus, Băluță. Bun asta. Băluță. Băluță, hai Băluță. Bă, până pasează Băluță. Ca apăsai pe aș, nu mi-l loc. Bine, trebuie să păsi și mai devreme, dar totuși. Hai, Marin. Cicâldău. Nu, no, Cicâldău, nu, așa, Cicâldău. Nu, no, mai, nu, mai așa. Aoleo, îl dă doar la o parte pe bălașa, ești nebun. Bine, bă, bălașa aici. Hai, panțărul. Coman. Coman. Coman, braziliană! Trece superb, Florinel! Hai, Florinele! Hai, Coman! Continuă, Coman! Sutează, Coman! Apără, Iliev! Mamă, tată! Ce fază făcuse Coman, tată! Ca al Mbappé, nici Mbappé nu face din ăștia! Bă, ce ocazie mare! Păcat, păcat! Hai, Băluță! Băluță! Centrare acolo cu capul! Manea și gol! 2-0! Ce fază! Centrare superbă lui Băluță și Manea dă foarte bine cu capul. Înțe, nu mă așteptam să intre centrarea aia. Chiar nu mă așteptam să intre bine. Bine, bă! Asta, da? Așa, da? Frumos. A, uite cum se înălță Manea aici. Pac! Mamă, zici că fu Cristiano Ronaldo, ești nebun. Hai că da. Hai că da. Bine, ăsta la care nu prea seamănă cu Smudica, trebuie să fac, cred că, un pic mai alb la față. Bine aici. Ah, cred că în meciul următor nu mai joc cu Cicâldău, pentru că nu prea jucă deloc bine. Nu, 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 ești Radule, Radu, ce intervenție acolo, bun, Coman acum, Hagi, hai Hagi, l-ai văzut pe Băluță, l-ai văzut pe Băluță, du-te Băluță, Hagi, pentru Băluță, du-te Băluță, Băluță, Alexandru Băluță, Băluță, mamă, se încurcă, lasă, lasă câte unul, Radulane, Hagi, Andone, Cicâldău, Andone, Hagi, Hagi, șut în blocaj, mamă, dar nu înțelegi să nu-l acolo la Băluță. Nu mai acceleră, pur și simplu, se opri jocul, se opri jucătorul, fără să pună să se oprească. Nu, ce pasta aici, ai bălașa, fugi, mâncate ar tata să te mănânce. Ce încearcă ăștia pe aici. Mamă, Marine, tată, tu jucător de serie A, acolo să pierzi mingea atât de ușor. Malinov. Nu, 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 nu. Nu. Gata, bă, dar bine, și ăsta
Cam bulangiu arbitru aici, că fluieră. Cam bulangiu rău de tot. Fai, deci pe like-uri astea și noi 20 de like-uri. Iar nu mai e lumea pe live, am înțeles. Păi, eu nu știu. E ciudat rău. Hai, recuperește bine aici, Marin. Băluță. Hagi. Hagi, pentru Florinel, Florinel, Florinel. Andone. Băluță înapoi. Nu așa, Băluță. E bine, e bine, e bine. Andone. Hagi. Hagi, pentru Andone. Continuă Andone. Andone. Florin Andone. Bine, tată. 3-0 cu Bulgaria. E, așa, da. Așa, da, 3-0 cu Bulgaria. Și cam asta legă fu meciul, a? Cam asta legă fu meciul. Bine, bă, Andoni, tata. Hai, Hagi, bine, bă, Hagi, cea, Marin. Mamă, pe unde sunt băluțele aia? Hai, băluță, te-ai dus, hai că ajungi, le-ai ajungi, așa, bine, mă, băluță. Ia uite ce pasă aici, Andone. Andone, Hagi, nu așa, nu așa, las că-i... Nu. Hai, bă, lașa, bine, nu e mai e bine. Nu mai e bine. Ba, e bine. Nu mai e bine. Nu, iese Radu. Bun. Mane. Kindriș. Marin. Nou băluț aici. Hagi. Bă, super acolo, Hagi. Andone. Andone, ce pasă pentru Băluță. Alexandru Băluță. Băluță, bar. Nebune. Oh, mai avem 3-0, nu mai zic nimic, nu mai contează așa mult. E și Dimitrov, intră Dimitrov. Nice. A, bă, Florina nu prea jucă nimic, bă, cum an. Nimic. Bine, a avut faza aia la început atunci cu Brazilia aia superbă, dar în rest nu prea a făcut nimic. Acum Cicâldău, poate acum, ce pasă lui Cicâldău, Coman. Hai, Coman, tată, du-te, Coman. Sutează Coman, Băluță, 4-0 cu Bulgaria. Bine, tată, 4-0 cu Bulgaria. Marchează Băluță și de data aceasta. Bine, tată. Șut bun aici lui Coman. Chiar foarte bun șutul. Dar cât de bine a respins ăla, vere. Hai, facem și noi o schimbare. Iată, chiar îl scoatem pe Coman, îl băgăm și pe Mitriță. Îl băgăm și pe Moruțan în locul lui Hagi, tată. În locul lui Hagi. Hagi și făcut meseria. Avem 4, nu mai are să se întâmple. Bă, 4-0, bă. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Adică, după părerea mea, cred că are echipa mai bună Bulgaria decât Finlanda. Sincer. Și făcurăm egal cu Finlanda 2-2. Ia fund de plasare totuși. Nu, Iliev. Bă, da, bulgarii... Nu... Mersi că mă dă înapoi. Nu prea au așa... Nu prea au idei de nume, nu-i așa? Iliev... Ăsta... Dimitrov nu prea... Ca mulți. Băluță. Gol. 5-0. Exterior, Băluță. Hai de capul de zeler. Nu mai ai, bă, ce zeler. N-ai ce să mai faci, uite aici. Ăsta, da, gol. Deci, Băluță n-are card în joc.
Dar acum că l-au făcut fără card, mi se pare l-au făcut bestia de băluță. Pe bune zic, mai se joacă în Ungaria, în puii mei, la o echipă care nu nici joacă în Europa, ca să zici că, bă, are dita mai cardul sau bă, la nu știu ce echipă. Care basic se avea 4 overe, dacă nu mă înșel. Și mai evoluează plus 2-3 overe. Păcat că nu e pe Carela cu Craiova, că am început-o mai devreme decât l-a convocat Rădulea Națională. Și da, era frumos să luăm pe Carela cu Craiova acolo, să se întoarcă la Craiova, dar na, asta e. Răzvaie nu sunt pe Carela cu România, sunt pe aia cu Gaziantep. Nu știi că asta și Mudică a fost... ne-au luat la Națională, am primit oferte de la Națională. Că nu pot face carieră cu România. Aoleu, uite că Andone nu prea le are cu skill-urile. Bine, Bălașa, Marin, Cicâldău, hai Cicâldău. Du-te Cicâldău, Cicâldău, ce pasă aici, Mitriță, fugi Mitriță. Fugi Mitriță, șutează Mitriță, mamă ce șut. Păcat peste poartă mare, păcat, îl băgăm și pe Maxim în locul lui Cicâldău. O, am făcut 20 de aprecieri, bine, atât. În 3 oră, e bine, 20 de like-uri într-o oră, hai că nu... Început foarte rău live-ul ăsta, de-abia erau 3 persoane pe live, dar văd că încerc... Până la urmă își reveni așa după jumătate de oră. Bine, l-am făcut cam devreme totuși, e cam devreme, adică... La ce ore făceam înainte... 6, 7, 8... L-am făcut cam devreme, Moruțan, ah, păcat. Acum îți dau carieră cu Vitorul. Ma, bă, la Viitorul cred că ca și carieră ar fi bombă, pentru că au foarte mulți jucători tineri. Și așa în următorii 2-3 ani cred că ar fi șmecherie așa, ajung cred că tot la 75-80. Băluță, nota 10, tată. Și Andone. Andone cu un gol și două asisturi și Băluță două goluri și un asist. Ca lumea. 5-0 cu Bulgaria, bă, așa, da. Îi rupsărăm, putem spune, că i-am rupt. Și acum trebuie să simulăm iarăși până... jucăm asta, că nu mai continuăm cărea cu Gaziantep, pentru că nu mai e rost, că nu mai e Șumudică la Gaziantep. Că da, a plecat. Sunt tare curios unde o să stăcă Șumudică, în viața reală. Din calendar. Europa, stai bă că suntem în grupe. În Europa. Fie interesant, deci mai sunt aici Polonia și ăștia, simulăm până aici. Egal cu PSG, bă, ești nebun? Swing cu Aberdeen. Bă, lasă-mă. Scoate submission screen, ia să vedem. Stefanadu ar fi Băluță, Tudor Băluță, Mihailă, 74, Chiricheș, Ciobanu, Sorescu. Ce clasă ești? Sunt a 10. Deci, am și o întrebare. De când e Sorescu LM? Pe bune. LM, RM, right wing. Nu era bă RM, RM, right wing și... Bă, parcă așa era. Bă. Hai că-l dăm pe Budescu. Că nu prea mai e nici Budescu. Mi-era și cred că-l iau pe Mihailă. Hai, 74 overe. Sau Sorescu. Nu știu. De ieri. Aruț Ma, avem nu avem atât de mulți atacanți. Hai că îl dăm pe Budescu și luăm pe Mihailă. Un atacant ne-a mai trebuit, dar nu prea stăm bine pe atacanți, ăsta e beleaua. Mai e Alibek, dar Alibek are puțin la pace. Ia să vedem ce atacanți mai avem. Ivan Pușcaș, bă, Pușcaș. Ce mai face Pușcaș? Aoleu, ce slab stă pe accelerație. Ivan, cred că mai ca lumea Ivan.
Cred că îl convoc pe Ivan, chiar dacă nu are nicio treabă în viața reală. Dar mai bine îl convoc pe Ivan. Ia pe cine putem să-l dăm. Cred că îl dau pe Stanciu. Unde-i Stanciu? Stanciu nu... Nu-mi place deloc Stanciu în FIFA. Chiar nu-mi place. Să luăm pe Ivan, că ne trebuie atacant. Chiar ne trebuie atacant. Am măcar un atacant acolo de rezervă în locul lui Andone. Lăsăm așa. 21 de like-uri, forță! Nu uitați să vă și abonați dacă sunteți noi. Să activați acel clopoțel. Ce se mai întâmplă? Hai să simulăm. Doi zero, forță tată, forță. Jucăm cu Polonia. Mamă, Polonia. Ăsta cred că o să fie ca cel mai greu meci de până acum, sincer, cred că cu Polonia. Hai, vedem cum facem echipa. Bă, de ce? Nu Andone, nu Andone trebuie să fie. Să fie Hagi. Ia stați un pic. Cred că nu mi-au rămas tacticile, mă? Da! Sunt cretin. Sunt foarte, foarte cretin. Hai să ieșim. Trebuie să fac tacticile de aici. Nu mi-au rămas. Fai de capul de zilele mele. Hai mai întâi să-l facem pe Hagi. Acolo, tactici. Pam, pam. Instruction. Get into the box. Get into the box. Get into the box. Stay back. Covering bun. Și pe-l dau. Cover center. Stay back. Stay back. Yes. Hai că echipa o facem din din asta. Bă, polonezii erau pe Lewandowski. O să fie cam belea cu Leva. Dem pe fundaș cum stăm. Bă, cât de bine stă Pansuru, nu mă așteptam. Lăsă pe Pansuru, că e prea bun. De Ivan în locul lui Moruțan, bă, Moruțan, îl băgai pe Moruțan, dar nu prea am plăcut, sincer, ce mai lucru făcut. Nu prea a făcut, de fapt, mare lucru. Pe scurt. Maxim. Delcearu. În locul lui Bancu Mihailă. Ba, nu are rost să jucăm cu atâția. Jucă, na. Hai jucăm cu Mitriță în locul lui Coman. Băluță, din nou în locul lui Man. Că n-ai cum să joci fără Băluță la cum jucă. Să jucăm, să jucăm Vârf cu Băluță în locul lui Andone. Nu știu, hai, nu băgăm în locul lui Coman. Și sincer, da, cam ăștia ar fi. Da, ăștia ar fi. Mamă, Lewandowski. Mamă, Zielinski, Glick. Mamă, și portari buni. Nabelea. Bă, live-ul ăsta de că îl ținem aproximativ 2 ore și ceva. Nu vreau să-l fac foarte lung. Până când, cred că îl ținem până când jucăm noi toate meciurile. Adică toate, mă refer toate meciurile gen turul. Nu jucăm și returul. Ar fi cât suntem, 6 în grupă, dacă nu mă înșel, jucăm 5 meciuri. Jucarăm 2, până acum mai jucăm 3.
uite, Leva, tată, bă, ăsta cred că o să fie cel mai greu meci de până acum. Jucăm cu cel care trebuia să merite teoretic și gheata de aur și balon de aur anul ăsta. Așa zic mulți. Acu depinde. Bun. Hai, tata. Mă, parcă se aude muzica totuși un pic cam încet, bă, băieți. Ia să dau schicul, poate de la... Gata. Bă, este muzica de la joc sau de la asta? Aba, nu. Știu că parcă era muzica asta și la joc. Pe bune zic. Fie aceeași muzică, era și la joc, mi se pare. Nice. Aici recuperează panturul din fața lui... Nu știu cine era ăla, dar mai contează. Vine aici Mitriță. A, Mitriță, te-ai dus. Ah, Chedziora, mamă, ce puternic e ăla. Mamă, stați un pic că nu mai văd obiectul. Stați așa. Uite, mă, stop. Gata, gata, revenim, revenim. Bine, Bălașa. Panțărul. Mitriță. Cicândău. Hagi. Hagi. Cicândău. Cicândău. Hagi. Mitriță. Nu. Chesney. Pa, cât de bine ieși Chesney acolo. Ce fază făcuserăm. Ca în generația de acolo făcusem pe asta. Ești nebun. Cicldău. Hai, Mitriță. Bună asta, Mitriță. Superb aici la Andone. Hai, Andone. Andone. Andone la Hagi. Hagi. Sutează Hagi. Apără Chesney. Ma, ce ocazi. Bă, bă, bă. Ce scoate Chesney ăsta, ești nebun. Hai să zicem aici la Andone cu capul. Andone. Vine Cicldău. Respinge Cazior. Hai, Băluță. Hai, Băluță. Băluță. Ce trecere. Centează Băluță. Hagi cu capul. Slăbuț. Bă, cine știe, poate o să fac. Ia-mi. Poate o fac după ce termin cariera asta cu Șumudică. Ca asta teoretică cariera cu Șumudică, nu cu Naționala României. Sau ce zic? Marin aici, Hagi. La Băluță. Du-te, Băluță, te-ai dus, Băluță. Fugi, Băluță, mâncarea de-a ta. Bine aici, Băluță. Bună asta, Andone. Mitriță. 1-0 versus Polonia. Ce fază. Ce fază am făcut aici. Marchează Mitriță. Bine, tată. Băluța, Andone și Mitriță. Bă, ce atac avem, bă, ce atac avem. Bine, mă așteptam să fie mai bun acolo cu Man și cu Coman, dar nu știu, nu s-o bine cu ei, pur și simplu, nu s-o bine cu ei. Cu Coman parcă s-o mai bine. Dar cu Man, nu știu, nu mi se pare așa wow în FIFA. Chiar dacă are 400 la skill moves. Bine, bă, vere. Hai, tată. 1-1, bine, bă, Băluță. Băi, e bun și pe recuperare, Băluță, ăsta ești nebun. Ce l-au făcut ăștia în FIFA acum? Bine aici, Mitriță. Hai, Mitriță. Unde e Hagi? Unde? Ce făcut cu Andone? Uite că vine Andone să ia mingea, ești nebun. Hai, Andone, Andone.
Pentru Cicâldău, te-ai dus Cicâldău. Cicâldău înapoi la Andone, Andone. Hagi. Sutează Hagi. Bă, nu mai intră finesul ăla, păcat. Vreau să dau un gol cu fines. Vreau un gol cu fines, bine. Nu fu atât de rău șutul. Chiar nu fu atât de rău, dar na. Se uită și Esnila ea parcă era avion, ești nebun. Hai panțurule. Nu așa panțurule. Leva. Krikoviak, bă, ești nebun ce... Au jucători foarte cunoscuți. Ultima, ultima dată când a... Mi se pare că ne-a bătut aia cu 4-1 polonezii. În viața ultima dată. Hai, Hagi. La Mitriță, hai Mitriță. Du-te Mitriță, Mitriță. Ah! Încercai de bridge-ul, vere, dar... Nu prea ieși bine, recuperează panțărul. Mitriță. Andone. Andone. Oh! Oh! Aoleo. Aoleo, tată. Bă! Aoleu! Nici nu dădeam atât de prost. Pe bune, cred că în viața nu nici nu dădeam atât de prost. Pe bune zic. Cred că aici Andone nu dădeam atât de prost în viața reală. Mamă, cum se dusă... Ăsta chiar că fu avion. Înălțăți meu cum s-ar zice, ești nebun. Mamă, că am fault acolo, dar nu contează acum. Placheta. Placheta, asta e mult nume de italian. Ce cauți, bă, în Polonia? Hai, Marine. Aoleu, Marine. Nu, nu, nu. Aoleu. 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 Pe lângă poartă. M-am spirat aici, sincer că m-am spirat un pic. Dacă ajunge la mingea acolo, la Leva, cred că era cam belea. Ia uite-l. Asta e prima repriză. Păi 1-0 Franța cu Rusia, am înțeles. Hai, Andonică. Oh, ce dribbling al lui Andone. Aaa, bă, băluță. Lusesc să mă joc un pic. Hai să ne mai jucăm, hai să ne jucăm pentru că polonezii e o echipă bună și vreau să câștigăm acest meci. Poate dacă avem 2-0, 3-0, atunci mă apuc și de scheme. Leva. Bă, lașa, bă. Nu trecut Leva deloc de băiasa acolo, să-mi bat pișoarele. Hagi, ce pasă aici, Andone, Florin Andone și este 2-0, România-Polonia, a nu, Polonia-România 0-2, că nu scăm în deplasare, bine bă, Andone, tată, ce pasă lui Hagi aici, uite cum l-a văzut, ia uite cum l-a văzut, așa da bă, așa da. Hai, bălașa. Bălașa, aoleu, făcură ăștia din aia de... Cum se numește, mă? Capcană de... Offside. Bine, bă, Cicâldău. Hai, Hagi. Oh, Hagi. Băluță. Băluță. Cicâldău. Ah, ai Cicâldău. Cicâldău. Hagi. Nu se poate, cum apără Szczęsny ăsta, ești nebun. Nu-i de mirare că la Juventus are 87 OVR. S-a putut o avea, bă, vere. Bă, cum o scoasă pe asta, ești nebun. Hai că încerc aici o nebunie, cu cine curăța mai. Nu, nu, nu. Vreau pe Hagi. Unde Hagi? Hagi. Hagi. Bă, băgați-ai piciorul. Ce frumos era gol din corner al lui Hagi. Ce frumos era. Hai că încercăm aici. Cicâldău, Cicâldău. Bă, nu este, bă, voleul ăla acolo, păcat. Hai, bălașa.
Mamă, ce... O să-i trebuie facă de bulangii ăștia. Kindriș. N-ac o greșire, n-ac o greșire, băluță. Băluță. Băluță! Sunt slab, din păcate, nu știu foarte bine, asta e. Hai, băla așa, Răzvan Marin. Răzvan Marin, nu acolo trebuia pasa, nu acolo, Marine. Tădui să dai în față, Vere, nu lateral. Fi de la controller de la mine, dar nu cred. Mie fiz acum, mi-a dat Hagi gol la crearea cu viitorul. Păi, jucași contra lui sau... Hai, Cicâldău. Panțăru, bun asta. Înapoi la Cicâldău. Cicâldău, către Hagi, hai Hagi. Hai Hagi. Hagi, pentru Băluță, hai Băluță, du-te Băluță, Băluță. Centrare, cam slabă. De data asta nu mai intră cum a intrat în meciul trecut. O, Panțăru, bun asta. Bine aici, Hagi. Andone. Andone. Andone, mamă, cum s-a dus, păcat, mare păcat, hai, îl băgăm și pe Florinel. Îl băgăm și pe Florinel cu Lumitriță. Pe ce dificultate joci, pe Legendary. Bă, măcar în FIFA avem venit și noi la tunală bună. Căută Panțurul titular. Păi, nu știu cum să zic. Și nu știu cum e, că nu prea e logică. Bine, nu e rău nici în vezerea, dar are cel mai bun overe în joc. E cel mai bun fundaș stânga român în joc. Băluță, gol. 3-0. 3-0, Băluță iarăși marchează al treilea meci consecutiv la Național în care marchează Băluță. Bine, tată. Bine. Hai, facem niște schimbări, că să nu obosească ăștia. Te-l băgăm pe Ivan. Na, Ivan. Nu știu cum pe asta, Ivan. Ivan. Hai și îl băgăm și pe... Băgăm și pe maximul locul lui Hagi. Tot va se gota Germanii. Bă, eu zic că îi batem, bă. Îi batem așa 1-0 de la stec. Marchează maxim gol din penalti. Cum ar fi vere să fie așa? Da, cum, nu știu, când jucăm cu Germania? Prin martie sau când jucăm? Sau luna viitoare? Nu știu când începe naționalele. Bă, 3-0. Ce să mai zici, tata? Ce să mai zici? Milici, șut, ce gol! Am fix două luni. A, poate 6-1. Mamă, ce 6-1, coi. Bă, Germania nu are echipa atât de bună, pe bune vă zic. La Antonio nu are echipa bună, nu se compară cu Bayern sau cu ăștia. Nu mai e cum era în anii trecuți la Antonio, adică părerea mea. Pur și simplu, nu mai e. Adică au echipă bună, dar nu mi se pare că e în primele 5 echipe din lume în momentul de față. Germania. Rusia acum. Capitala Angliei. Mergem la Rusia. Bă, cu Ioana Nord am avut ghinion, adică au fost total peste. Ce mare echipă are și Irlanda, cu pe bune. Bine, nu, i-am bătut pe Austria, să ne-am bătut pe Irlanda, e
ciudat. Și cum este selecția n-a fost făcută foarte bună atunci. Bun. Cam iarăși așa, băluță. Ba, nu mai ai, mă, jucăm așa. Băluță în față. Hai, scade industria, am înțeles. Nu mai jucăm cu băluță în față. Pe cine mai avea noi? Ia, mă, să-l băgăm și pe Mihailă, mă. Mă, bă, are mai puțin. Are mai puțin pace Mihailă decât Coman. Da, nu prea logică, nu mai jucăm cu Mihail atunci. Îl lăsăm pe Coman, hai că băgăm și pe Bancu. Hai, lăsăm așa echipa. Că dacă nu juca Fluminense versus astea, nu am mai fi câștigat. A, da, așa e. Așa e. Bine, a fost și maximum în formă și că practic dacă stai să te gândești, nici dacă nu era maxim nu mai câștigam, cât dacă da golul victoriei. Băi, n-aș pavere, noi avem, noi n-avem, nu știu, n-avem echipă bună așa în teren când joacă, pentru că avem foarte mulți jucători la același nivel și nu știi pe cine să bagi. Voi mă ducem la studiu, adică uite-te și tu în FIFA, sunt aproape toți cotați la același OVR. Hai, ta. A, uite, să-ți dau imnul, asta e. Din Ismanez meu în Liga 1, da. La țară, bă, nu știu, sincer. Poți să-mi întreb ceva? Sigur. Dar vezi că deja m-ai întrebat ceva, dacă poți să mă întreb ceva. No. Bine, Marin. Nu avem un vârf constant, cineva care să se demarce când trebuie. Da, uite, asta e Belanui. Atunci am avut noroc că a fost și Alibek în forma bunicică. Nu mai avem vârvun. Uite, acum dacă săracul de Tsukudean nu se retrăgea că avea probleme la inimă, era bombă, pentru că Tsukudean era vârful care ne trebuia nouă la națională. Pe bune. Sau uite, chiar Andone, dar Andone e accidentat de un an de zile. Și mare păcat de el. Noi înainte stăteam foarte, stăteam bine pe vârf, dar acum nu mai avem. Bine, poate, uliu, poate e cheșerul. Dar pe ghițelul nu prea mai bagă. Cum conectez o consolă la televizor? Păi, prin HDMI. Hai, mania. Bună asta, Andone. Pușcaș zic că nu se poate juca. Bă, Pușcaș nu mai mi se pare ce era. Pe bune, nu mai mi se pare deloc ce era Pușcaș. Mi se pare că a scăzut rău tot în formă. El a fost prost că s-a dus la Redding. Pe bune, mi se pare, mi s-a părut cea mai mare greșeală din viața lui, cred că a fost chestia asta, că s-a dus la Redding.
Pe bune vorbesc. Aici, cicl-dău! Cicl-dău! 1-0 versus Rusia. Bine, tată, 1-0, marchează Cicl-dău, ce pasă bună dat acolo. Nu știu cine a fost ăla de pasă aia bună, dar avem 1-0 aici cu Rusia. Ceea ce e foarte bine, bă. Ești nebun, ce jucăm așa bine, bă, cu Naționala României? Ce se întâmplă? Hm? Ce se întâmplă? Să zic ceva. Alibec fără Budescu e nimic. Pe bune vă zic. Deci Alibec, dacă nu l-ai, nu l-ai pe Budescu în spate, nu știe să face, pur și simplu. Parcă e masa. Deci n-are cum să face Alibec fără Budescu. Sau nu știu, un jucător, sau să aibă un jucător extraordinar de bun care să-i dea pase. Și ăștia. Nu! N-a clar în gol de la ruși. Miranciuc. Bine, hai Hagi. Ah! Bă, că poți să faci Ia stai un pic. Poți să faci brazilian așa cumva? Că nu văd, sau nu văd eu bine? Că vă cu tot ce a făcut brazilian fără să vreau. Ia Kindrish. Ia să-i dea. Da, ești nebun? Bă, nu știam asta. Păi mai ușor să faci bă asta. Dar e că îți trebuie 5 stele schimbus. Hai Hagi, Hagi, du-te, du-te. Du-te, Andonică. Florin Andone. 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 2-1. Eu zic că la nasul un om în formă o să fie Răzvan Marin. Joacă meci de meci titular, joacă și bine într-un cap. Bă, da, Marin cred că o să fie bun și s-a văzut la ultimul meci, că era la pasa aia de gol. S-a văzut că a început să te joace și totuși joacă titura meci de meci în Italia, adică e ceva. Ce trebuie ca să-mi conectez televizorul la un PS4? Ți-am spus, un cablu HDMI. Îți trebuie, practic vine cu PlayStation. Budescu acum merită să fie convocat, a jucat foarte bine. Bă, acum depinde, că mai sunt 2 luni. Cine știe în ce doamne o să mai fie Budescu. Mie acum ce mai informă un jucător român, mi s-ar părea Maxim, sincer. Adică e golgheter în Turcia, dă gol pe bandă rulantă. Chiar mi se pare ca lumea omul. Aoleo, Cicl-dău până se oprește Cicl-dău al meu. Coman. Hai, Hagi. Apoi Andonică. Andonică fără frică, Andonică. Din nou Hagi, 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 amă, până se dusă la aia. Pentru meu PS4, plăcere. Avem 25 de like-uri, asta nici nu e 30 de like-uri. Dacă e cineva care n-a dat like pe live.
locaș bun, dar restul. Păi bă, facem așa. Pe fundaș, eu zic că ne... Până la meciul cu... Eu zic că cu Germania o să-l bage pe Drăgușin. Să mor de nu cred că îl ia pe Drăgușin. Ca și fundaș. Și o să fie ca lumea cu fundaș, cu Drăgușin. Bași pe Drăgușin și Burcă. Pe fundaș suntem făcuți ca lumea. Manea în dreapta și Bancu în stânga. Sau Camora cu Germania, că na, e mai defensiv, dar degeaba stăm pe defensiv cu Germania. Sincer, mai bine cu nemții nu stăm pe defensiv. Mai bine atacăm. La atac e bine, într-adevăr. În atac nu prea... Hai... Soluții. Poate Cheșeru, dar Cheșeru cam bătrân. Mă. Hai Florinele. Coman. Nu trebuie acolo, pasă, dai bine și așa. Ah! Chalov. Bă, calmează-te, mamă. Ce-a venit Kindis acolo. Hai, Andonică. Andone. Florinel. 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 Co... Bine că e corner. Lăsăm pe Mogoș în dreapta. Bă, Mogoș, nu știu, mai joacă omul. Controlele pentru pas, șut și centrare. Păi simplu. A, șut. B, ăsta, doamne. A, pasă. B, șut. Și X, centrare. Păi, să știi că dacă mă întreb de PlayStation, nu le știu ca lumea. Adică, pe PlayStation, cred că e cercul șutul. X-ul, pasa. Nu mai, nu știu cum e pe PlayStation. Am controlul de Xbox acum. Nu le subit din afară, dar gen așa știu unde sunt poziționate. Practic ăla de jos e pasa, ăla din dreapta e șutul și ăla din stânga e centrare. Și ăla de sus e tropes, adică pasă filtrat. Hai Marin. Bună asta, băluță. Băluță. Du-te mă, Hagi, la minge. S-a dus Hagi la minge. Bine aici, Marin. Andone. Andone pentru Hagi. Hagi. Hagi blocat la momentul șutului. Păcat. Minutul 87, bă, și n-am apucat să fac nicio schimbare, am înțeles. Hai, Manea, fugi! Bine, bă, aici, aici că-l dau. Hai, poate mai dăm una, poate mai dăm una. Du-te, Hagi, du-te! Du-te! Hagi, ce pasă, băluță! Ah! Nu-mi ieși, mă, nu-mi ieși. Asta e fluier ăsta acum. 2 la 1 însă cu Rusia. Și avem 7 puncte. E bine. Cred că suntem în primul loc. Sincer. Sau primele două, cel puțin. Pasa, cerc, șut, pătrat, centrare. A, ca e tu, PSP. Mogoș e tu la meci de meci. Bă, mie chiar mi se pare deloc Mogoș peste Manea. Adică dacă te uiți cum joacă Manea la CFR, mi se pare că joacă foarte bine. Și Manea joacă foarte bine meciurile importante. Adică, hai să zicem, campionul nu joacă la fel de bine, nu joacă extraordinar bine, dar când juca în Europa League mi se părea cel mai bun jucător de la CFR Cluj. Aici un progres mare în FIFA. Poate dacă FIFA 21 un progres mai mare decât FIFA 20. Noi.
Adică e mai bun, dar nu e. Nu e un progres mare, deloc. Pentru că e același script aproape. Adică singurul progres este pentru că sunt mult mai multe scheme. Și na, că au mai schimbat și cariera. Este un lucru bun la carieră, pentru că au reparat chestia cu moralul de la FIFA 20. Mamă, mă speriai de o muscă, doamne. Ăsta e singurul lucru, simți, după părerea mea, care e mai bun decât FIFA 20. Cariera și că au băgat mai multe scheme, dar în rest, stai acela script. N-ai, bine, nu neapărat, poate un pic mai puțin script, dar mi se pare aproape la fel. Îmi zic că nu se ghembe de gușin. Bă, când în... s-a putea, ai dreptate, s-a putea să nu-l chime, știi de ce? Când încep campionatul european de tineret, dacă începe campionatul european de tineret, nu o să cheme pe Drăgușin 100%, nici pe Coman, nici pe Man, ca să ia la tineret la campionatul european, pentru că, sincer, cred că e mai important campionatul european de tineret decât preliminarile. Decât un meci două de la preliminari. Și mă gândesc, poate reușesc să se descurce și cu seniorii un pic. Ia să vedem când mai avem. Când mai avem meciuri. Mamă, France Football. Am pierdut cu ea. Mamă, e bătut mă la copegația de cu 4-0, am înțeles. Da, era greu. Ia. Bă, aș vrea sincer să le iau și pe Băluță, la Tudor Băluță. Și nu mai iau pe Ivan, pentru că îl avem pe Băluță, care poate să joace și atacant. Și uite că luăm pe... Luăm pe Stan. A spus chiar Manco să ajute echipa mare. A zis multul că nu o să se bage între 21 și echipa mare. Păi poate vrea Rădoi. Ăsta, ma, da, poate vrea Rădoi să îi lase. Așa. Nu e greu fa 21 până te obișnuiești. Bă, nu știu, adică toate FIFA-urile sunt la fel de grele. Adică nu sunt grele. Nu e, n-a fost niciodată vreun FIFA gen așa mai complicat ca să zici, bă, bine, dacă nu ai jucat FIFA până acum de 5-6 ani de zile cum joc eu, o să fie greu. Normal că ți-e greu, că te muști pe un joc nou. Mamă, acum, dacă batem și Franța, chiar că, fa, bestial ești nebun, bestial o să fie. Hai să ne acolo 30 de like-uri, avem 28. Uite, în primul loc ești nebun. Nice. Știți cum facem? Dacă o să ne calificăm, dacă o să ne calificăm, o să... Gen, dacă ne calificăm pe totul european, nu o să mai fac, cred că, live-uri cu acest... cu această carieră și o să mă apuc să fac episoade. Și ce zic? Să mă apuc să fac episoade.
cu România la campionatul european. Acum depinde, o să, probabil o să pun un poll. Să vedem dacă vreți să, face asta. Vreți să facem asta. Na, a, cubele. Jucăm cu comanda. Normal că jucăm cu comand. Ce moacăre băluță. Bă, sincer, hai că jucăm cu băluță în locul lui Cicâldău. Tu că nu e pus ca CDM. E, e că te pun mai o CDM. Punem pe ăștia mai jos. Gata. Cum ar vrea să bape? Păi așa o să fie. Îl băgați pe Mitriță în locul lui... Ba, nu, nu-l bag, încă nu. La, să avem rezerve, îl băgăm. O să intre Mitriță, Băluță și Maxim, probabil. Ăștia trei o să intre. Lăsăm și pe Man. Poate, cine știe, poate face Man ceva. Mai știi? Ia să iau. Mamă, Mbappé! Mbappé, Marțial, Aouar, Nkunku, Pogba, Kante, Mendy, Lengle, Laporte, Pavard, Areola. Bine, mă mir că nu e Loris. Mamă, ce echipă au ăștia mâncate, artata să te mănânce. Știi ce? Dacă joacă Mendy pe partea aia, nu joc cu Man. Nu joc cu Man, îl băgăm pe Băluță dacă joacă Mendy pe partea aia. Pentru că Mendy e belea. E belea cu Mendy acolo. Hai, play match. Ce trebuie să te faci FIFA 21? Bă, nu prea. Adică știu calma. Ce mai știu? Nu știu cum se numesc toate, sincer. Adică știu să fac câteva, 4, 5 așa știu să fac. Dar nu știu cum se numesc toate. Sincer, nu prea mai intensă chestia cu celebrarea, că... Că nu sunt bulangiu ca să mă apuc să fac celebrări ca să îi enervez pe alții. Nu prea mă interesează, sincer. Ia uite, Franța. Mamă, am zis că în Franța. Bă, bă, deplasare, tată. Deplasare. Fie belea. Mbappé, Marțial. Rupere. Doar să văd animația așa frumos, că e frumos cu Franța, cu tot, cu nebunii. Prezintă jucătorii. Nice. Bă, dar e Mendy de la Real sau? La Franța toți au fața în joc. Păi și nu e că cum avem toată echipa cu fața în joc. Cine n-are fața în joc la noi? N-are...
Cred că fundul, decât fundul n-are față în, față în joc. Gen apărarea și băluță. Uite, ăia din spatele toți au față în joc. Da, au pozele. Au pozele, măcar asta contează. Ia uite-i. Îmi place că Băluț are încă poza la Slavia Praga. Ce lenele au fost, o sora, mâncați-aia și capul tău. Hai să iei de acum mai bine. Florine, au, oleleu. Oleleu, Florinel, Florinel, să nu-ți dea roșu. Nu-i dă roșu, e bine. E bine. Mă zi în poartă. Mă zic că mă zi în poartă pe asta, mă, și sper ei. Eu uite, știu. Hai că mai stăm să vedem eroarea, că da. Hai, Kindrish aici. Mane. Băluță. Hai, Băluță. Băluță. Băluță, ce pasă aici. Ai Andone. Până se duce Andone al meu. Până se duce Andone al meu. No. Nu, 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 ieși rădule, ieși rădule. Mamă. Bă, băiatule. Ieși, mă. Doamne, nu mai, bă. 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 Nici măcar nu-i, e bine, nu-i nici corner, e bine, bun. Salut, Haginiu. Da, să dau cu tine gol, să dau cu tine gol, Haginiu. Come on. Hagi. Marin. Hai, Andone. Andone, bine, înapoi la Coman. Continuă, Coman. Coman. Florinel. A, bă, Florinele. Florinele, Florinele. Mamă. Bă, intrai cam urmă, nu știu de ce. Cu... am eu boală pe francezii ăștia. Bine, bă. Mă, este un pic. De ce lu Băluță... uite, știu că mă pare la Băluță. Beluțe. Beluțe. Ia uite. Beluțe. What the fuck? Ce bun, Marin. Ai, Andone! Pentru Hagi. Hagi. Mamă, mă uite, știu că am cu cine ești nebun. Pleacă, mă, de lângă mine, care ești acolo, Băluță, bun. Andone, Andone, păcat apărare ăla. Bălașa, bine, bă, Bălașa. Hai, Coman. Hagi, călcă-i frumos, Marin, răzva Marin, Florin Andone. Andone, 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 bă, mă, tot... n-ar trebui să fac schema asta cu jucători pe comandoane, din păcate. Tot îmi vine să o fac, să întorc acolo mingea. Mamă, îmi bat pe tată să mă bat. Kindrish, zeu. Coman, Coman, trece superb de Pavard. Fugi, Florinele! Du-te, Coman! Du-te, Florinel, Coman! Coman, Coman! Șutează, Coman! Nu, la porte! Bă, la portată! Nu, hai, Hagi! Hagi! Ah, de când ai canalul? Bă, canalul e făcut în 2015, dar de la primul clip, nu știu, sunt 3 ani?
3 sau 4 ani. Primul clip care ia pe canal. Dar oricum un an n-am mai postat deloc. Că am avut examenul și na. Bine, băluță. Hai, băluță. Coman. Nu așa, Coman. Nu așa, Comane, că te scot, Comane. Ce naiba? Am avut 9.40 media. La examen. Ah! Bine, mă, bă, așa. Nu mai e bine. Hai, băluță. Faul, faul, urât, urât. Ce te cheamă imantă, mă? De-aia o să zic, nu știu. Poate o să fac vreodată un Q&A de ce mă cheamă. Bine, probabil unii știu de ce am pus asta, numai că n-a vrut să lasă în suspansul meu. A, bă, mai repede dacă ducea. Bă, hai că fac niște schimbări. Bă, dar nu-mi ia că, deci a început să nu mai ia butonul de start. Hai, fedem. Hei, mamă, tu scos radul, bine. Nu, nu. O zi în poartă pe asta, bă, băiatule. Hai, Hagi! Hagi! Maxim, mam! Știu de unde e băluță, că de care l-am scos, pentru că mătușa sa sau unchiul s-o stă, e vecin cu mine. De ce din creu?
Bă, mamă, ar trebui o schimbare. Bag și pe Mana în locul lui Andone. Facem așa. Ce-i scade, mă? Tu nu jucăm cu Mana aici. Sau cu Mitriță, ia. Mama, îi scade o Mitriță rău. Hai, lăsăm pe Mana acolo în vârf. Hai să vedem. Nu tu 80. Kindriș. Bălașa. Hai, panțule. Denis Man. Bine, Man. E offside, e offside, dar nici nu trec cu mingea, nu mai contează. Hai cu un timp pres. E greu, bă, ăstora, să le faci timp pres, ești nebun. Bine, Manea. Hagi. Băluță. Man. Fugi, Man! Denis, Man! Man! Băluță! Pu! Crezi că fu offside de atunci, de-aia zisai așa. Sunt în Carol. De ce l-am Mitriță cu capul? Stai, mai facem o schimb, mai facem o schimb aici. Mitriță, hai Mitriță, Mitriță. Centrare! Cu capul! Nu, 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 nu! Care ce e bun? Bă, sincer, nu mai... Acum, la ce vremuri sunt acum, nu mai contează ce liceu e bun și ce nu. Părerea mea, nu mai contează care e bun, care nu e. Bă, oricum, școala online, facem egal cu Franța, asta e. Bine, e bine, dacă stai să te gândești egal cu Franța în deplasare, e perfect pentru noi. Hai să facem acolo 30 de like-uri. Două ore să vă curai că mai jucăm aici asta și după aceea închidem live-ul. Ia să vă știu cum se descurcă live-ul până acum. 95 de redări, ca lumea. Avem acum meci iarăși cu cine? Ba nu, avem, trebuie să avem cu... Bă, jucărăm cu toate? Da, mă, jucărăm cu toate deja. A, pă, jucărăm 5 meciuri înseamnă. Da, bă, jucărăm 5 meciuri. Nedelțarul versus Drăgușin. Nu, eu sincer eu zic mai bine Nedelțarul cu burcă. Ăsta, Drăgușin cu burcă, greși eu. Hai mai băgăm un meci, hai mai băgăm un meci cu Bulgaria. Ce-i ziceți? Mamă, dar se vă uită că am târziu, că am trebuit să plec afară. Nu mai băgăm, bă. Nu mai băgăm. Se 4 jumate, acum vă zic. Acum vă zic că e 4 jumate, scuzați. E celebrarea aia cu pasarea în fotbal. Aia o fac eu când dau eu gol. Care pas? A, cu pasărea, sunt cretin. Da, da, o știu, o știu. Hai că am zis că jucăm decât turul. Live-ul ăsta s-a făcut 2 ore și ceva. Salvăm. Cam asta e, îmi pare rău. N-am văzut câte ceasul. Asta e. Când te uite, vezi, te să mai mănânci și tu, oricum. Deci aici... Te să închid live-ul acum, cu mai niște treabă pe ziua de azi, asta e. Avem 27 de aprecieri. În
E bine. E un live destul de ok. Dacă îl țineam mai mult, cred că... Au. Cred că ajungeam la mai multe. Chiar la 30 și ceva. Au intrat și văd aproximativ 100 de oameni. În total. Deci e relativ ok. Haideți, v-am lăsat. Ne vedem mâine la Cariera Cum Este, cred că o să apară la ora 11:30. Un nou episod.